surprins de proporii. Dăncilă a achitat prejudiciul, fosta soție a lui Dragnea nu recunoaște vinovia. Avocatul Ton Neacu, care o reprezint pe Bombonica Prodana, a declarat la plecarea de la CJ fosta soie a lui Liviu Dragnea a achitat doar 33.000 de lei, partea sa din întreg prejudiciul reinut în caz. El a arătat ce Bombonica Prodana, chiar dacă a achitat prejudiciul, nu recunoaște vinovia, informează Iarecom.com. Bombonica Prodana, fosta socie a presubliniereedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecătorilor de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție încetarea procesului împotriva sa în dosarul Dgasc Teleorman, susținând ce a achitat prejudiciul în acest dosar. Bombonica Prodana nu a fost prezent la proces, solicitarea fiind făcut prin avocatul său. Acesta a mai anuncat ce Bombonica Prodana nu dore subliniere TSD a declarații în fața instanței. În schimb, Liviu Dragnea este în sala de judecat, urmând ca el să fie audiat la acest termen al procesului în calitate de inculpat.